Hei, bună, bună, dragii mei! Haideți să vă prezint ce fac eu astăzi. Astăzi o să vă arăt. Am o cutie de carton, da? Este cutie de la biscuiți, ok? Și am pus aici multe straturi. Foarte multe straturi. Stai un pic să aranjez telefonul un pic mai bine, să se vadă mai bine. Am foarte multe straturi de șervețele, după cum se vede. La fiecare șervețel am pus sâmburi, de pus în grădină, pentru că la anul să ne așteaptă, să fim, trebuie să fim ordonați. Iau primul șervețel, jos, da? Se vede? Și ce am eu aici? Ia uitați-vă. Am sâmbure de ardei gras. Semințe de ardei gras, ok? Este deja uscată. Iau al doilea șervețel jos, da? Se vede? Îl luăm jos. Avem sâmbure de pepene dovleac, ok? Luăm șervețelul jos. Și aici avem sâmbure de pepene, da? Curbis. Și aici avem sâmbure de pepene galben, da? Pentru la anul care vine, ne așteaptă. Uite așa, straturi punem, da? Punem straturi, ca sămânța să stea. Este și uscată și stă foarte, foarte, foarte bine. Este uscată, stă foarte bine. Și aici am sâmbure de ardei gras, mai punem și tot așa punem până când tot ceea ce avem noi punem în această cutie cu straturi, uitați așa, cu straturi și până la primăvară liniștit vă stă sămânța, stați liniștit, nu avem nicio problemă, nu nicio treabă, vă stă frumos. Am aici un sâmbure de avocado. Este uscat, încă nu este chiar bine uscat, îl mai las să pun în ghiveci cu floare, pentru că am auzit că iasă o floare foarte faină din el, să vedem, să probăm ce mi-a zis cineva, o să mă mai uși pe Google să văd cum se pune și cred că se bagă ceva prin el și se lasă așa în apă să își tragă o mezială, o să vedem cum se pune și să văd ce ne iasă. Aici este șervețelul deasupra, da, se vede, da? Am foarte multe șervețele puse, straturi, diverse semințe pentru la anul, când ne așteaptă grădina, pentru că la noi în grădină avem wow de toate, Doamne, mulți am, și atunci să le folosim sănătos și trebuie să culeg semințe de la fiecare ce îmi trebuie ca să țin pentru data viitoare, ca să fac, grădina frumoasă. Semințe bio, mă scuzați, nu m-am prezentat, sunt Maria din Austria, dragii mei. Așa că multe straturi, șervețelul de deasupra este curat, așteaptă celelalte semințe să vină deasupra și iar altul șervețel și tot așa până la primăvară. E o cutiuță foarte faină. Mi-a venit ideea când fiica mea și-a cumpărat niște biscuiți de la magazin și eu cam la ce văd pachete, cutiuțe, tot felul de diverse, imediat mă gândesc la ce mi-ar fi bun ca să nu-l arunc. Eu nu prea arunc nimica. Și atunci ori pun floare în el, ori pun orice și cutiuța asta mi-e perfectă pentru semințe. E suficient din fiecare, să ai în această cutie semințe. Aici o să fac mai târziu o plăcintă cu măr, tot din grădină de la noi, dar nu de pere. Perele o să le mâncăm, sunt foarte faine perele. Perele o să le mâncăm, dar sunt superbe. Din mere o să fac o plăcintă cu măr, bineînțeles, ia uitați ce mere de la noi din grădină. Se vede că-s bio, le spăl, le curăț și le pun la noi în grădină, dragii mei. Și o să vă mai arăt acum imediat ceva, vă dau un pic la o parte. Am deja mărul măcinat, da? Dar aici trebuie să pun zarzavatul, da? Tot din grădină. Pere gutui, mere, roșii galbene. Încă nu am curățat toată revolta din cauza că perele gutui doar ce pica pe jos, ca să nu se strice, nu? Dar o să facem compot dulceață de pere de gutui, pentru că de ce nu? Dragii mei, așa îmi țin eu semințele. O pun și pe asta de avocado aici, deocamdată, ca să se usuce, să stea aici. Așa îmi țin eu semințele, strat. Să știți că roșiile care le-am pus la frigider, tot așa cu șervețele, deasupra șervețele, mi-au stat aproape 2 săptămâni și nu au avut nicio problemă. Aproape 2 săptămâni, că am avut foarte multe, mi le-am pules mai tari. Aveam foarte multe în grădină și încă mai avem ca să le putem mânca la fiecare mâncare și așa mai departe. Mi-am luat
Ați văzut o castronașă destul de mărișoare. Ne-am oprit în frigider ca să nu le fac pastă sau să nu le bag la congelator pentru înghețat. Și atunci așa se țin foarte cu șervețelul. Șervețelul e foarte bun. Iar merele, dragii mei, merele. Dacă vreți să le puneți la, peste iarnă, într-o nebem glăz din astea, luați un șervețel sau hârtie, hârtie de împachetat. La orice magazin este hârtie de împachetat, vă puteți lua, dar aici la noi este hârtie de împachetat la magazine. Puteți să luați acolo, eu știu, 20 de coli, sau câte vă trebă. Tăieți hârtia, pătrățele mici, așa că tu un șervețel, nu trebuie să puneți șervețele, că să nu stricați, mă rog. Luați hârtie de împachetat, este pe la magazine gratis, unde se împachetează la Media Market, aici la noi este, pe unde este, nu știu unde este, pe la voi, prin România, pe unde este. Împachetăm fiecare măr, îl împachetăm frumos, da? Și ce facem cu el? Îl punem în ladă. Stă toată iarna, uite așa împachetat, stă toată iarna, îl punem în ladă frumos și stă toată iarna, n-ai treabă cu el. Așa se menține, eu am o cămară acolo la grădină, la căsuța mea și acolo îmi pun toate fructele, un șervețel, în hârtie, super ok. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la celălalt video. Numai bine, ciao, ciao!